Zilele Episcop Melchisedec Ștefănescu au culminat astăzi la Roman cu Sfânta Liturghie în cinstea Marelui Ierarh Cărturar, de la cărui trecere la cele veșnice s-au împlinit 131 de ani. Slujba a fost oficiată la altarul de vară al Catedralei Arhiepiscopale Sfânta Cuvioasă Paraschieva, de trei ierarhi, în prezența a sute de credincioși veniți din toată eparhia. Sunt 23 de ani de când în memoria episcopului Melchisedec, în preajma zilei mutării sale la Domnul, au loc la Roma în evenimente deosebite pentru a-i aduce un omagiu celui mai învățat episcop al românilor și pentru a-l pune în lumină pe cel care a fost providențial bisericii și societății din vremea sa. Sfânta liturghie de astăzi a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Ioachim, împreună cu preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, și cu preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. După citirea Sfintei Evangheliei înalt, alt preasfințitul, părinte Ioachim a vorbit despre personalitatea înaintașului său în scaunul episcopal și a evidențiat realizările episcopului Melchisedec. Arhiepiscopia Romanului și Abacăului a desfășurat zilele acestea în cadrul celei de-a 23 ediții mai multe evenimente puse sub genericul în zilele Melisedec Ștefănescu, menite să pună în valoare patrimoniul inestimabil al faptelor sale care i-au așezat numele între cele ale celor mai însemnați erari pe care i-a avut Biserica Strebună de-a lungul existenței sale. Sfânta liturghie de astăzi, la care ați venit și participați cu multă evlavie, încheie și ragul acestora, nutrind speranța că preoții și credincioșii din eparhia noastră, au descoperit în alte laturi ale multiplelor activități care le-a împlinit acest episcop nepereche, precum și alte fapte din viața inegalabilului ierar de numele căruia este legată istoria arhiepiscopiei noastre și a căruia amintire o purtăm în suflet ca pe o sfântă icoană a unei vieți închinată slujirii totale lui Dumnezeu. După în înalt preasfințitul părinte Ioachim la hirotesit arhimandrit pe părintele Daniel Leonte, starețul mănăstirii Sfântul Ștefan cel Mare din Slănic Moldova, la finalul slujbei a avut loc și premiera grupurilor parohiale care au participat la faza pe eparhie a concursului național catehetic. În continuare soborul slujitor a mers în procesiune până la mormântul episcopului Melchisedec, aflat în bisericuța din incinta fundației care îi poartă numele din proximitatea centrului eparhial. Cei trei ierarhi au săvârșit aici parastasul și au înălțat rugăciuni pentru fostul ierarh al romanului. Preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanu a vorbit apoi despre lucrarea pastorală și socială a episcopului Melchisedec. Voia lui Dumnezeu se manifestă în tot ceea ce este creator, în tot ceea ce este ziditor, în tot ceea ce îmbogățește și împlinește nevoia și dorul adânc al omului. Aceste nevoi și doruri Merchise de Șefănescu a căutat să le împlinească, ajutând pe cei săraci, ajutând pe cei căutători de rost și de sens, prin cuvântul lui inspirat de om cărturar, de om care a avut această dulce zăbavă a cărților, pe cum cronicarul, zăbavă prin care cunoaștem pe Domnul, precum spune psalmistul, opriți-vă și cunoașteți că eu sunt Domnul, de aceea ne este lăsată o zi de odihnă, nu spre trândăvie, nu spre uitare sau ignoranță, ci spre îmbogățire într-un înțeles ce pecetruiește toată truda și lucrarea noastră. Așadar, cinstim astăzi pe Mlechisa de Ștefănescu și înțelegem că precum el a avut rost și și-l a împlinit aici, la Roman, tot astfel și noi avem rostul de a ne împlini fiecare chemare a Lui. Programul liturgic de astăzi a încheiat cea de-a 23-a ediție a zilelor Episcop Melchisedec Ștefănescu. Sărbători care au început sâmbătă cu un concurs de șac de rang internațional, organizat de Federația Mondială a Șacului în școală. Au participat în jur de 400 de copii din 14 județe din toată țara. Concurs cu care a strâns la oaltă pe cei pe care episcopul meu se i-a iubit încă din timpul arhipestorilor sale în această episcopie de Dumnezeu păzită a Romanului. Și a dorit ca acest spațiu să fie un spațiu al copiilor, să fie un spațiu în care să se audă în permanență glasurile lor și să se bucure de prezența lor nemijlocită. De aceea și organizată în acest spațiu o grădiniță pentru copii sau grădina pentru copii, cum a numit-o, o școală din Cântăreț și, bineînțeles, alte spații funcționale, culturale, educative, dedicate copiilor în exclusivitate aproape. Până înainte de a muri, de a pleca din această lume, către veșnicia lui Dumnezeu, îi spunea fratele său Valerian, episcopul pical al Râmnicului, care îl vechea la căpătâi, că nu va muri, ci va trăi atâta vreme cât uitarea nu se va așterne peste personalitatea sa, sau peste persoana sa. Și, într-adevăr, amintindu-ne de cuvântul lui Horatiu, care spune că nu voi muri, și întreg și din mine o parte, cea mai mare parte, va trăi prin slava pe care urmașii mi vor aduce și din veac în veac mai tânăr voi fi. Iată-l deci și pe episcopul de că trăiește prin aceste glasuri de copii, prin copiii care îi aduc cinstirea, după cum ați văzut și la slujba de astăzi, prin cei care nu l-au uitat și nu-l vor uita. Și mă întrebam oarecum retoric ce înseamnă să fii sfânt, înseamnă să nu cază în uitarea celor ce rămân după tine. Într-adevăr, iată-l pe Melchisedec, că nu este dat uitării. Episcopul Melchisedec Ștefănescu a trăit între anii 1823-1892, cu trei ani înainte de plecarea la domnul Ierarhul a redactat un testament în care cerea înființarea unei fundații, pe un teren lăsat de el bisericii. Azi întregul ansamblu din Roman al fundației Melchisedec este declarat monument istoric.